Toamna și intră în drepturi la Giurgiu, dar numai pentru o perioadă de 2 săptămâni. În ultimele zile din septembrie și în prima săptămână din octombrie vor fi prezente șanse de precipitații, vânt, dar și temperaturi scăzute. Pentru sfârșitul de săptămână, meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică accentuată, ce se manifestă prin averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Deși instabilitatea atmosferică este valabilă și pentru județul Giurgiu, meteorologii spun că vremea instabilă va fi resimțită mai mult de duminică noaptea. Intensitatea ploilor va crește la începutul, deci în noaptea de duminică spre luni, luni dimineață, unde cantitățile pot fi însemnate cantitativ. Din modelele care le avem noi, zicem 10, 15, chiar 20 de litri pe metru pătrat. Deci este vorba de duminică spre luni. Odată cu precipitațiile abundente, vor suferi o scădere bruscă și gradele din termometre. Până pe data de 6 octombrie, acestea nu vor depăși valori de 17 grade. Asistăm la o răcire treptată a vremii, de la valori care astăzi pot atinge 27 de grade în zona Giurgiu, mâine 24, duminică 24, luni, dintr-o dată o cădere la 19 grade, marți la maxime, vorbesc în timpul zilei, 17 grade și de miercuri o ușoară creștere ca să ajungem la normalul perioadei în jurul datei de 6 octombrie. După prima săptămână din octombrie, vremea se va schimba, iar temperaturile se vor menține la cele normale ale perioadei. Mediile regionale ale maximelor diurne vor fi de aproximativ 22 de grade, iar cele ale minimelor nocturne de 10-11 grade.